Credincioșii ortodoxi sărbătoresc mâine floriile sau intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Ca în fiecare an, mii de oameni au pornit într-o procesiune care reface simbolic drumul lui Isus. Ei au purtat în mâini ramuri de salce sfințită pe care o vor pune în case la icoane pentru a le merge bine tot anul. Mii de credincioși s-au adunat la mănăstirea Radu Vodă. De acolo au plecat într-un pelerinaj până la Patriarhie, alături de un sobor impresionant de preoți. Cu flori și icoane în mâini au rememorat astfel intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Alături de preoți, în primele rânduri, s-a aflat și Gigi Becali. Omul de afaceri a ținut să arate cât de bine cunoaște cântecele bisericești. Când faceți acum acest drum? Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat harul ăsta să fac asta. Și că m-am vrednicit să vin aici. Ce reprezintă sărbătoarea? Reprezintă ce reprezintă. Ce reprezintă? Uite, te vezi ce reprezintă. Uite acolo ca să vezi ce reprezintă. Uite acolo, uite. Vezi? Hristos te asim. Vine și e primit în Ierusalim cu flori. Asta înseamnă. Pe tot traseul până la Catedrala Patriarhală, credincioșii au intonat cântece bisericești. Ei au traversat orașul cu ramuri de salcie sfințită în mâini. Este ziua florilor, ziua în care noi intrăm și sărbătorim intrarea Domnului în Ierusalim, înainte de a fi prins și judecat. Sărbătoarea asta înseamnă reluarea unei tradiții, în primul rând. Înseamnă să-ți aduci aminte că ești român și ești creștin. La ce v-am gândit în acest lucru? La sănătate, la copii, pentru nepot, toată familia, pentru toată lumea. Timp de 2 ore, cât a durat procesiunea, traficul a fost restricționat în capitală. Icoana sărbătorii intrării Domnului în Ierusalim a fost purtată pe umeri de către preoți.